2019 a fost un an plin de meciuri tari, de rezultate șocante și goluri de neuitat, un an în care au ieșit în față fotbaliști noi dornici de a impresiona, iar superstarurile au avut prestațiile așteptate, iar în videoclipul de astăzi vom alcătui un top 10 al celor mai buni fotbaliști din acest an. Criteriile după care am poziționat fiecare fotbalist sunt evoluțiile pentru echipa sa de club sau națională, începând de la 1 ianuarie 2019 până în prezent și trofeele câștigate anul acesta. Bineînțeles, dacă aveți opinii diferite, scrieți-ne în comentarii și dacă apreciați conținutul pe care îl producem, apăsați pe butonul de like și abonare. Deschidem acest top cu vitezomanul Raheem Sterling, cotat la 140 de milioane de euro. Englezul, cu origini jamaicane, a fost unul din fotbaliștii de bază al lui Manchester City, cu care a reușit să câștige Premier League-ul, el fiind unul din cei mai buni marcatori. Acesta a arătat o maturitate fantastică, deși are 24 de ani, a reușit să evolueze cu succes pe mai multe poziții, iar în această jumătate de an a reușit deja să marcheze 15 goluri și să dea 5 asisturi, cifre foarte bune pentru un jucător care evoluează în cel mai puternic campionat din lume. Deși avem o mulțime de portari foarte buni în lume, precum Jan Oblak sau Ter Stegen, brazilianul Alisson Becker a reușit să-i eclipseze pe toți, acesta devenind primul portar care primește premiul Yashin, adică balonul de aur al portarilor și cu siguranță l-a meritat. Alisson, în prima jumătate de an, a terminat pe locul 2 în Anglia, la distanță foarte mică de rivala de la Manchester City, iar în UEFA Champions League, Liverpool a triumfat cu Alisson între buturi. Și în acest sezon se ține la fel de bine, având parade incredibile, iar în prezent ocupă locul 1 în Anglia, iar fanii cormoranilor îl iubesc necondiționat pe omul care este ca un supererou în poarta lor. Creierul din echipa lui Manchester City, Kevin De Bruyne, a fost o perioadă accidentat, iar fanii cetățenilor la început au stat cu teamă, dar Bernardo Silva a umplut acest gol producând o adevărată surpriză. Portughezul în 2019 a avut cel mai bun an din carieră, atât la echipa de club cât și la naționala Portugaliei, a avut prestații extrem de bune și după părerea noastră, el este fotbalistul care a evoluat cel mai mult în acest an, deși nu este un tânăr jucător. A triumfat în Cupa Națiunilor cu Portugalia, a câștigat campionatul în Anglia, iar în momentul de față este unul din cei mai buni pasatori din lume și un jucător cu o tehnică de invidiat. Iar dacă va avea aceleași prestații și anul viitor, cu siguranță va fi unul din marii favoriți la Balonul de Aur. Tânărul Kylian Mbappé a avut din nou un sezon bun, poate puțin mai slăbuț decât anul trecut, dar asta nu înseamnă că nu a jucat bine. Francezul a fost liderul lui PSG în acest an, surclasându-i pe Neymar și Cavani și reușind să facă o mulțime de meciuri mari. A câștigat lejer campionatul în Franța, el fiind cel mai bun marcator și nu se lasă mai prejos nici în această jumătate de an, el reușind să marcheze atât în Champions League cât și în campionat, iar în total, în doar 14 meciuri, a marcat de 11 ori și și-a ajutat cu echipierii cu 4 pase decisive. Iar în viitor, cu siguranță, Mbappé va mai urca în acest top, cine știe, poate în anul viitor va fi chiar pe primul loc. Orice este posibil când vorbim despre un jucător atât de tânăr și talentat ca Kylian. Locul al șaselea este obținut de faraonul Mohamed Salah. Deși egipteanul nu a avut un an atât de sclipitor precum 2018, tot este unul din cei mai buni fotbaliști ai planetei. Salah și în acest an și-a pus în valoare viteza sa fantastică combinată cu o tehnică de invidiat și din nou a fost un lider în echipa cormoranilor cu care a câștigat Champions League-ul. A început bine și acest nou sezon, marcând 6 goluri și dând 3 asisturi în 12 meciuri de campionat, iar în UCL, în 5 meciuri, a dat 3 goluri și 2 asisturi.
Locul 5 va crea o întreagă polemică în comentarii, dar am preferat să fim total obiectivi, așa că pe locul 5 se află Cristiano Ronaldo. De ce doar locul 5? Ei bine, superstarul portughez nu a avut cel mai bun an din carieră. În alți ani eram obișnuiți ca acesta să marcheze peste 40 de goluri pe sezon și să fie golgheterul Champions League, dar Ronaldo în acest an nu a mai jucat atât de bine. În prima jumătate a anului, Ronaldo a avut evoluții bunicele, dar nimic ieșit din comun, iar acum are evoluții foarte bune la echipa națională, dar adversarii sunt destul de modești. În acest nou sezon a marcat 6 goluri în campionat în 11 apariții, iar în Champions League, în competiția unde făcea ravagii, a marcat un singur gol. Mult prea puțin pentru așteptările pe care le avem de la marele Cristiano Ronaldo. Locul 4 merge la cel mai bun atacant din prezent, Robert Lewandowski. Polonezul a avut o primă jumătate de an bună în care a marcat foarte multe goluri și a triumfat din nou cu Bayern în Germania, iar acum Lewandowski este în vârful carierei la 31 de ani. Acesta este absolut de neoprit, în doar 13 partide jucate în Germania, acesta a marcat 16 goluri, iar dacă asta nu vă impresionează, ei bine, în Champions League, Leva a marcat 10 goluri în doar 5 meciuri. Aceste cifre absolut incredibile îl fac ca în acest moment să fie cel mai bun marcator din lume, iar dacă Leva va continua tot așa, cred că știm cu toții cine va fi balonul de aur anul viitor. Medalia de bronz a topului nostru merge la Sadio Mane, senegalezul a preluat frâiele atacului lui Liverpool, depășindu-i clar pe Firmino și Salah. După o primă jumătate de an foarte bună, în care a înscris extrem de des, dar a avut și o grămadă de asisturi, Mane reușește să impresioneze și în noul sezon, acesta reușind să marcheze în Premier League 9 goluri și să dea 6 pase decisive, asta doar în Premier League. Mane a atras atenția multor echipe ca Bayern München sau Real Madrid, el fiind unul din cei mai doriți jucători, asta datorită prestațiilor sale impresionante. Cota acestuia a ajuns la 120 de milioane de euro și cu siguranță va mai crește pentru că Mane ne-a arătat că poate și mai mult. Locul 2 este obținut de cel mai bun fundaș central din lume, Virgil van Dijk, căruia i-am dedicat un întreg videoclip data trecută. Olandezul a fost extrem de aproape de a câștiga balonul de aur și știm cu toții cât de greu este ca un fundaș să câștige premiul pentru cel mai bun fotbalist din lume. Drept dovadă, ultima dată asta s-a întâmplat în 2006 când Cannavaro a ridicat acest premiu. Van Dijk în acest an a fost pur și simplu de netrecut. La un moment dat, în Premier League, după foarte multe etape, nimeni nu trecuse de acesta, acesta fiind foarte puternic, rapid, înalt și un lider al vestiarului. Cu el în teren, cormoranii au triumfat în UCL, iar acum în campionat fiind pe primul loc. De asemenea, Van Dijk a fost imperial și la Naționala Olandei, unde poartă banderola de capitan și a fost aproape de a câștiga Nations League. Locul 1 este evident al lui Lionel Messi, care în acest an a primit al 6-lea balon de aur din carieră, record absolut, și care cu greu va putea fi bătut vreodată. Asta dacă Ronaldo nu va mai avea prestații mari. Argentinianul ne-a arătat încă o dată de ce este capabil, a marcat o grămadă de goluri, a dat cele mai multe pase decisive și a driblat cam tot ce a fost în cale și de aceea a fost ales cel mai bun fotbalist din lume din nou. Am decis să alegem și antrenorul anului, acesta fiind Jurgen Klopp, antrenorul lui Liverpool, în afară de trofeele câștigate, a făcut din Liverpool o echipă care joacă și foarte spectaculos, cu multe faze de poartă și cu care a intrat în inimile multor suporteri. Acesta a fost topul nostru, desigur, dacă aveți alte opinii, scrieți-ne în secțiunea de comentarii și, bineînțeles, nu uitați să vă abonați, să apăsați pe butonul de like și dacă vreți să ne susțineți și mai mult, acum puteți deveni și membri. Salut!